Bună seara, doamnelor și domnilor, în emisie Reflector Analitic. În această seară continuăm să discutăm despre cele mai importante aspecte ale vieții social-economice și politice din țară. Salut prezența în studio a domnului Radu Modreac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Și a domnului Veceslav Ioniț, expert economic. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Domnule deputat, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune. Iată, pe parcursul lunii trecute, cei de la RISE au realizat o investigație destul de interesantă în viziunea mea, în care se arată că aproximativ 15% din terenurile agricole din țară sunt deținute de străini. Haideți să pornim de la această teză și să vorbim, să deschidem parantezele de rigoare și să ne spuneți cum de s-a întâmplat acest lucru, pentru că tot în cadrul acestui material se zice că asta ar fi aproximativ suprafața 4 raioane. E așa sau nu? Nu știu în ce măsură este veridică această informație, dar haideți să pornim de la faptul că 15% din terenuri sunt ale străinilor. Cum au ajuns? Eu nu știu câți procenți care e suprafața fix că le dețin străinii, însă este o altă situație. Codul funciar care este astăzi, care reglementează acele relații funciare în Republica Moldova, este un cod din anii 94. Da. Putem să-l numim așa Constituția a Pământului. Știm că importanța terenului și a pământului pentru Republica Moldova este plus valoare, mai, altceva mai bogat nu avem în Republica Moldova decât bunitatea celor terenuri care le avem astăzi în Republica Moldova. Deci și asupra acestor terenuri s-a încercat ca cumva să vină careva cumpărători de terenuri. Necătând la faptul că acest cod funciar este un cod învechit deja, care a fost un șir de modificări și amendamente pe parcursul la 20 de ani, asupra, poate mai bine, așa, asupra acestui cod, el prevede o mențiune destul de clară că terenurile agricole nu pot fi înstrăinate persoanelor străini. Așa e. Dar este, acei străini au găsit o șmecherie în această procedură și atunci când terenurile sunt proprietate cărorva întreprinderi a SRL-uri, cotele din aceste SRL-uri fac parte și îi aparțin acelor cetățeni străini. Noi avem întreprinderi care 90% proprietarea întreprinderilor este un cetățean străin, 10% îi revine la un cetățean din Republica Moldova. Noi încercăm să vedem cum se ocolește în această situație acele acte normative, acel cod, ca cineva să beneficieze de acest teren. Eu, în Parlamentul precedent, am fost președintele grupului de prietenie cu Ungaria. Știm că este un stat care este patriotic față de terenurile sale. Și fiind și președintele Comisiei Agricultură, am avut careva deplasări de prietenie cu Ungaria. Unde am inițiat, și cu Polonia inclusiv, am încercat ca să elaborăm un cod nou. Da. În baza acestor concepte care erau din partea ungarilor, președintele Republicii Moldova a convocat o comisie, un grup de lucru pentru elaborarea noului cod. El, practic, este finisat acest cod, unde aceste principii de înstrăinare a terenurilor este clar prevăzut în acest cod norme care ar fi. Care măsuri se vor întreprinde pentru a face o claritate între cetățenii străini și Republicii Moldova, persoane juridice și fizice care sunt astăzi deținătoare de terenuri, o să fie prezentat și să le înaintăm. Însă, cu părere de rău, astăzi, prin intermediul acelor șmecherii care sunt proprietari străini, da, avem înstrăinări de terenuri pe întreprinderi care sunt. Domnule Ioniță, datele oficiale zic peste 300.000 de hectare sunt înstrăinate. Da, eu aș vrea să nuanțăm mai multe aspecte. Vă rog. Primul, străinii la noi nu au voie să cumpere pământ, dar nu cășmecherii, dar există lacune legislative care permite, nu străinilor, dar întreprinderilor moldoveniești, unde proprietarii ai întreprinderilor sunt străini, dar însuși terenul este proprietatea unei întreprinderi moldovenești. Deci străinii, de pildă Ion sau Ciobanin, străin, nu poate avea teren în Moldova. Dar el, având întreprindere în Republica Moldova, care este întreprindere moldovenească, este posibil să cumpere terenuri. Evident, subiectul ăsta cu terenul străin întotdeauna este partea emotivă foarte puternică. E sensibil. Și eu cred că noi trebuie să fim foarte
inteligență aici. Eu nu sunt pentru ca străinii să aibă drept la teren agricol, dar câteva aspecte tot trebuie să fie. De o pildă, nu le dăm voie la străini la proprietate, terenuri unde sunt construcții industriale, da? Pentru anumite scopuri. Dar noi aici trebuie să fim foarte atenți și am să spunem ce cauză. Uitați-vă, noi am făcut în 2011 prima dată recensământul agricol. Cine spune acest recensământ? Și dacă ne uităm atent la recensământ, să vedem că noi, de fapt, aparent protejând țăranul, noi de fapt nu-l protejăm. Și acum și-o vă arăt. Deci recensământul agricol ne spune următorul lucru. 340.000 de hectare nu sunt lucrate. Deci la noi nu se lucrează 340.000 de hectare. A doilea cifră care ne-o spune recensământul. 73% din terenuri le folosim pentru teren arabil. Deci asta ce înseamnă? Este cel mai ridicat indicator din Europa. Asta înseamnă că noi fiind foarte săraci, neavând capacități de a investi în agricultură, neavând capacități de a crea culturi multianuale, de fapt noi ne batem joc de noi, de sărăcia noastră și ne batem joc și de pământ. Noi n-al prelucrăm la capacitatea lui să nu intră acum în detalii care este productivitatea la terenurile noastre, chiar și arabele. Deci noi avem producții cu valoare adăugată scăzută. Acum, ultimii ani de zile, avem chiar și proiecte de susținere ca să dezvoltăm agricultura performantă, dar până ce aici avem o problemă. Și următoarea cifră. Noi avem 902.000 de gospodării care dețin terenurile. Iar recensământul ne spune că 0,26% sau 2.400 de oameni, deci avem 900.000 de oameni care dețin 37% din teren și 2.400 de oameni care dețin 63% din terenuri. Deci 2.000 de oameni dețin terenuri aproape de două ori mai mult decât 900.000. Ce vreau să spun? Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimii ani. Fiindcă noi am spus că nu dăm voie la străini să cumpere pământurile. Da. Ele, în felul acesta, fiindcă n-au cine cumpăra, ele sunt la un preț deruzor și au fost foarte micuți. E tot să discutăm și despre preț. Da, și ce se întâmplă? Ani de zile, acum prețul a început puțin să crească, dar ani de zile, câteva oameni, și nu sunt mulți, 2.000 de oameni, au procurat din Moldova, de la toți țăranii, pământurile la prețurile de nimic. Și acum stau și mă gândesc, dacă aceștia care au cumpărat 63% din tot terenul este deținut doar de 2.000 de oameni, asta o spune date recensământul, nu eu o spun. Deci 2.000 de oameni dețin mai mult de jumătate din tot terenul Republicii Moldova. Întrebarea mea este, dacă acum, admitem, nu acum, în 10 ani de zile, dăm liberalizare și străinul poate cumpăra terenul sub anumite condiții sau ceva și prețul se duce evident în sus. Întrebarea mea este, nu l-am ars noi pe țăranul nostru, că am ținut, am spus că nu dăm voie de străini și câțiva șmecheri din Moldova au cumpărat tot pământul la prețul de nimic și după să spunem dăm voie de străini și ăștia șmecheri care au mii de hectare, a să-l vândă, l-au cumpărat cu 400 de euro, cu 500 de euro hectarul, cam așa să vinde, și a să-l vândă frumușel cu 2.000, cu 3.000, cu 4.000. Deci asta este o problemă care noi trebuie să gândim. Amuia următorul ce mă gândesc eu că ar trebui la modul serios comisia dumneavoastră să gândească. Uitați-vă, eu sunt de acord cu terenurile arabele, haideți să ne atingem. Dar în momentul, în condițiile plantațiilor multianuale, unde investiția pe hectar, spre exemplu, să punem condiția investiția pe hectar, să nu fie timp de 3 ani de zile mai mică de 5, 7, 10 mii de euro, așa e. Noi să spunem că dacă îi permitem străinului care a investit cu confirmările de rigoare în teren agricol și l-a făcut cu productivitate înaltă și a investit numai puțin de o anumită baremă, dar cred că poate spune de 10.000 de euro pe hectar, poate fi fără nicio problemă. Atunci noi asta o considerăm deja nu ca teren agricol, ca, n-al considerăm ca teren dista, ca teren arabă, îl considerăm ca teren agricol cu deci cu investiții capitale înalte. Și atunci noi atunci să spunem, băi, în cazul dat, tu ai voie să devii proprietarul terenului. De altfel, noi riscăm încă 100 de ani înainte să fim țara unde 75% ne ludăm că la noi cernozion, că la noi 70 de soiuri de pământ, că au venit, cine a fost Ducuceaiu și au descris aici toate poveștile astea și la urmă noi, la noi 73% din terenuri este arabil și 340.000 de hectare anual stau pârloage.
Eu țin minte când s-a discutat în Parlament și așa să finalizez, da, ca să pedepsim pe cei care țin terenul părloagă. S-a discutat despre legea igienizarea pământului. Dacă nu faci igienizarea pământului, să iei măsuri. Nu s-a făcut nimic, a fost populismul, nu votăm legea. Eu susținem Ministerul Agriculturii. Atunci atâți deputați și din toată coaliția. Da, nu, țăranul și... Drept rezultat, ai un gospodar cu 2 hectare de pământ și ai o lătură, unul care... Când ai sărac, când are bani, că-i pleca peste hotare, șede pârloagă un hectar de pământ, șede plin cu tot ce vreți, dacă acum vine ambrozia și știți ce se întâmplă cu toate acestea, cu alergie, și noi n-am votat lucrul acesta, și că trăim într-o dezordine, unde pământul nostru cel mai scump avuție, noi din principiu ne batem joc de el. Da, domnule Mudreac, domnule Ionit a enunțat chiar câteva teze destul de interesante. Haideți să pornim de la preț, pentru că eu, documentându-mă pentru această emisiune, am găsit declarațiile oamenilor care ziceau că au vândut cu 6-7 mii de lei un hectar de pământ. Depinde unde. Da. Depinde unde, da. Depinde și mai unde. Mult, și 100 de mii cer. Nu, e la nord, Briceniu, Ierniță, 50 de mii. Da. Hectar, deci, de lei vorbim. În centrul Moldovei alt preț, la sud e alt preț, aici e corect, în centrul Moldovei în jur de 10-15 mii hectarul de pământ. Adică e diferit, e altceva. Noi astăzi avem o situație când cineva, încă o dată încerc să spun că îi se numesc șmecheri, încercați să consolideze terenurile ca să nu le prelucreze. Asta a fost un argument invocat de ei. Să le consolideze, să le pregătească pentru înstrăinare. Consolidate. Asta a fost scopul cuiva. Noi avem o altă situație. Pentru că astăzi, în Republica Moldova, noi suntem blocați cu exportul. Cum într-o parte, așa și în altă. Din diferite motive. Atunci când tu nu ai exporturi, înseamnă că tu nu ai plus valoare, nu ai procesare, iar n-ai plus valoare, și se începe incubarea cu prețuri și e convenabil sau nu convenabil să dați în străină. Ce n-ar fi și cât de urât n-ar fi economic, eu cred părerea mea rămâne obiectivă că terenul trebuie să rămâne în proprietatea cetățenilor Republicii Moldova. Eu iarăși să aduc un exemplu în Ungaria, unde proprietarul terenurilor agricole poate să fie curat numai cât persoana fizică. Persoana juridică nu poate fi. Li s-a dat un an de zile. Oameni buni, care rezolvați. Asta e una la mână. Persoana fizică nu poate deține mai mult de 300 de hectare. Eșalonare de sus. Plafonare de sus. Întreprinderile, SRL-urile, poate să iei în arendă cât doresc. E subvenționare, poți să aibă și 2000 de hectare în arendă luați de terenuri pentru prelucrare. Da. Subvenționarea o primești nu mai mult de 1200 de hectare. Pentru nu admit corporațiile mari ca să le omoare terenurile în țară. Asta este una. Doi, sunt niște reguli foarte dure ce țin cu înstrăinarea terenului, pentru comercializarea terenului între cetățeni. Da. Una din problemele de bază care au fost, încercau, cum mi-a argumentat dumneavoastră, veneau austrieci, juriști, stomatologi, procurau terenurile acolo, nu pentru a produce, pentru a face business. Da, deci pentru speculații pe piața funiciară. Dacă bagi, eu aici sunt de acord, dacă bagi speculația pe piața funiciară, ai omorât toată agricultura. Aici eu sunt de acord cu asta. De asta, ceea ce este un teren care ce se spune, care lăsa pe loagă și un focar de boli în mijlocul câmpului, asta e o situație când trebuie este ca să luăm o impozitare, amendare, diferite situații. Igienizarea terenului, legea să fie cu igienizarea și gata. Dar fenomenul migrației nu conduce și el la toate. Al vinzi, dar n-al lași pe loagă. Nu poți lăsa pe loagă. Este un amalgam de probleme până la urmă. Ori îl comercizezi, ori îl dai altcuiva în prelucrare, în arendă, care nu e nicio problemă. Noi acum suntem chiar pentru consolidarea terenurilor, dacă ești un proprietar, noi drug căile de acces le primesc ca să le procure acel proprietar terenului, pentru că căile de acces pe interiorul câmpului. Dar problema este până la urmă, persoanele nu pot să aibă terenuri fizice. Dacă el este proprietarul unei întreprinderi din Republica Moldova, asta e o problemă, dar e o problemă pentru că el nu poate deveni ca persoană fizic proprietar în terenuri agricole. Pot să devină proprietar a terenurilor care urmează să fie sub construcție. În Republica Moldova, orice cetățean străin, dacă e în centrul Chișinăului, poți să iei un teren să construiască. Da, numai deci nu noi, la terenurile agricole. Noi dăm anumite, asta și-am pornit, domn deputat, că noi deja la străini
Noi care a fost logica? Nu-i dăm voie la terenul agricol care este bogăția noastră, cât privește terenul pentru construcție, el un ar de teren în Chișinău poate să coste și 50.000 de euro. Și noi atunci spunem, măi, dacă dai 50.000 de euro pe un ar de pământ, da, nu dai 500 de euro pe un hectar, 50.000 de euro pe un ar. Și atunci ideea care o spun eu, dacă noi în construcție, unde noi înțelegem că valoarea adăugată e foarte mare, că tu pe 7 ari de pământ construiești un bloc locativ și vinzi apartamente de câteva milioane de euro, haideți să ne gândim că la străini să le dăm voie la obiecte industriale, de pildă, dacă el a luat un hectar de pământ și a investit într-însul 500.000 de euro ca să facă un frigider, pentru ca să prelucreze producția agricolă, noi spunem, băi, hectarul ăsta, dacă ai investit 500.000 de euro, noi îți dăm voie să fii proprietarul lui dacă ai investit o anumită sumă de bani. Dar anume în terenul ăsta. Dumneavoastră când ați spus că nu-l dă voie, în Olanda, când am fost sau în Olanda sau în Suedia, acolo în Olanda sau Danimarca, da. Nu țin minte că în două țări am fost, nu țin minte exact din care, dar puteți verificați, acolo doar poate să poți fi proprietar de teren numai cel care prelucrează. Deci tu nu poți fi proprietar de teren să-l vinzi cumva. Și tu dacă ai un teren, tu ești drept și fermier pe dânsul. Deci nu poți să fii la tifundear unde ți-ai luat terenul și te dai în arendă cuiva. Deci doar cel care lucrează pământul poate fi proprietar. Noi nu putem să importăm chiar toate lucrurile, că adăși tradiția asta de sute de ani și nu o schimbă nimeni. Deci una nu... proaspăt văd în Ungaria. La ideea asta că persoana fizică, vedeți, la noi se poate și persoana juridică să fie proprietar. Da. Și atunci noi, iarăși foarte atent, noi nu o dăm pe toată. Eu cred că la terenurile arabile, eu aici mă tem să mă pronunț. Cât privește ca să încurajăm ieșirea din terenuri arabe, să intrăm în plantații multe anuale cu investiții de mii sau zeci de mii de euro pe hectar, eu propun că noi aici să dăm voie, de pildă spunem, să interziști terenurile arabele la persoanele juridice. Iar cât privește terenurile, plantațiile multe anuale, poate fi persoane juridice. Să interziști și la străini terenurile arabe. Deci noi să gândim, nu că să dăm voie la străini, dar să gândim cum să aducem investiții, că noi în agricultură nu avem investiții. Și piața avem investiții. Vine o grindină ca la nord și s-o gătit tot fie culturile multianuale. Da, e o problemă. Iarăși cu grindina, că dacă noi am avea o agricultură puternică, dacă noi am avea care să-l plăti, statul, nu poate în secolul 21 să existe grindină. Și ei există în secolul 21 rachete antigrindină. Deci, dacă Republica Moldova e din cauza sărăciei. Sunteți de acord că grindina e din cauza sărăciei? Că dacă erau rachetele antigrindină, dacă era absolut totul... Rachete sunt. Sunt în stoc. Sunt intrate în țară, cel puțin oficial. Probleme mai serioase, dar rachete în stoc sunt. Și ele de ce nu au funcționat? Păi plouă cu chiatră în cap și nu pușcă. Deci ați înțeles. De ce nu au funcționat? Domnul Drag. Și vedeți aici, domnul Drag, dacă ar lucra la noi piața de asigurări, vă aduceți aminte? Când piața este de asigurări. Nu. Ei, dar nu lucrează. Uitați, nu lucrează, corect. Statul dădea 80% compensat. Nu, a fost 80%. Pe urmă a scăzut la 50%. Maximul când s-a pornit, 80% a fost. Corect. Pe urmă a ajuns până la 50%. Dacă printr-o poliță de asigurare de 1000 de lei, statul spunea, eu îți dau 800 de lei, tu plătești mai 200. Cât s-au asigurat? 3% maxim. 5 acum. Da, domnule Mudrea, ca să trecem un pic așa lent la și la alte probleme și să facem la acest aspect așa o mică generalizare. Iată, vorbim despre 15% din terenuri care au fost înstrăinate. Lucrul ăsta oarecum îi poate afecta pe agricultori? Ei sunt, nu știu, lăsați oarecum de izbeliște? Paște un pericol, așa cum deseori probabil în întâlnirile în teritoriu ați fost tot întrebat? El nu-i paște cel mare pericol, pentru că, cum și-a fost menționat, proprietar, întreprindere moldovnească. Nu e cetățeanul străin. Cetățeanul străin e proprietarul întreprinderii de Republica Moldova. Da. Deci ei, la ziua de astăzi, lucrurile care sunt, mi-s făcute, cum s-a menționat, prin lacune de legislație. Acum, în codul nou care este, facem o claritate cum poți fi și ne poți fi proprietar. Formal, persoanele fizice străine n-au terenuri în Moldova. Nu au. Nu au. Formal. Formal. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, eu să dau citire punctului de vedere al domnului Vasile Mărzien, cu președintele Federației Naționale a Fermierilor. Dânsul zice, cei care visează că va fi adus raiul în țara asta de străini, ei greșesc. Nu este nicio persoană străină care ar veni în Republica Moldova să investească pentru a înflori țara noastră. Vine pentru a-și promova interesele sale, personale sau de grup sau a unei companii. Eu, de exemplu, nu-mi doresc ca copiii mei să fie argați în țara lor de străini. E un punct de vedere, domnule Mudreac. Eu sunt de acord cu asta.
Deci sunt de acord cu situația dată, dar să încercăm să facem investiții, să dezvoltăm o restartare economică în Republica Moldova și atunci noi nu avem nevoie nici de un străin, de nimeni, să ne pornim singuri. Asta ne dorim noi acum să o facem. Reguli clare de joc, restartarea economică și crearea întreprinderilor de procesare în teritoriu și culturi multianuale care aduc valoare cu mult mai mare. Că noi astăzi suntem o țară care semănăm pesticide, erbicide și comercializarea de pe roți. Asta este la noi, da, în Republica Moldova. Scurt, ca să trecem la un alt aspect. Exact. La noi, dacă productivitatea la grâu, ai 3-4 tone de grâu la hectar, și cât e valoarea adăugată pe an? Imaginați că sunt pomușoare de afine, care e 180 de lei kilogramul. Noi acum de unde aducem toate afinele? Din România. Da. Domnule Modreac, vreau să trecem la un alt aspect. Vreau să facem referire la ceea ce s-a întâmplat pe data de 19 iunie la Otaci. Vorbim despre prăbușirea acelui bloc de locuit. Vreau să pornim de la o declarație a doamnei prim-ministru, a doamnei Sandu, care spuneau că prețurile apartamentelor din Otaci au crescut substanțial și că cineva încearcă să profite de nenorocirea oamenilor. Haideți dumneavoastră, pe de o parte în calitate de deputat, pe de altă parte în calitate și de cetățean, care este poziția raportată la ceea ce s-a întâmplat și de ce cresc prețurile la apartamente acolo? Evident că declarațiile care au fost făcute din dorința de a ajuta cetățenii care au suferit, iar cineva din nebun simț încearcă să favorizeze de situația dată care este, pentru că noi am avut și cazurile când am avut în necurile, când se procurau casă de locuit, până la situația de inundații care era în localități, o casă de a costa, de exemplu, 30.000 de lei, după ce s-a anunțat de guvern că vor fi procurate case de locuit pentru cei care sunt în alte localități, automat au devenit la 3 prețuri. Cineva a încercat să beneficieze de situația dată. Asta este un apartament cu două odăi a fost estimat aproximativ la 212.000 de lei, un preț rezonabil, da? După aceea lucrurile s-au schimbat. De mai simplu să de procurat în Chișinău, dacă prețurile care sunt declarate acum de vânzare. Da. Domnul Ionit, ce se întâmplă? Din păcate se întâmplă un lucru urât și asta s-a mai întâmplat în prima dată. Vreau să vă amintesc când a fost inundația din 2008. Eu am fost în comisia de anchetă în 2009, unde am mers să vedem ce s-a întâmplat. Atunci când a fost inundația din 2008, prim-ministru era doamna Greceanu. Și după aceasta i-a spus, haideți să ajutăm acești oameni. O casă din sat acolo, înainte de inundație, costa undeva 3-4 mii de euro. Eu vorbesc euro, știu. Da. Când a fost inundația, oamenii în România obraznic au ridicat prețul la casă până la 15.000 de euro. Așa. Mai mult ca atât. Eu mă duc acolo și rezolvăm situația. Ne-am vrut să vedem că oamenii să jălăiau probleme, conflicte și eu mă duc să văd ce conflicte au apărut. La fața lucrurilor. Ca să-mi dau seama că conflictul este următorul. Deci un om care a suferit la inundație, ce face? Cumpără casa de la fiica lui. Și fiica lui o vinde cu 15.000 de euro. Evident, fica lui, după aceasta, tata trebuie să-i dea nu știu câți bani. Și toată gemul ăsta, eu stăteam acolo și îmi dau seama că eu trebuia să particip la un proces familiar unde tata cu fica să înțeleg cum se împartă banii. Venitul care l-au luat. Deci, dintr-o nenorocire, când oamenii trebuiau să fie ajutați, ei s-au gândit că acum și-au rezolvat problema vieții lor. Dar ce trebuie să fac iată în situația dată? Ajungem. Când am fost, acum și-o spun și care e problema noastră, handicapul numărul 1. Când am fost la Cotomori, știți când acolo s-au construit, au intervenit guvernul României și ne-a ajutat. Deci oamenii au venit, militari, stăteau și lucrau. Omul care îți făcea casa lui, s-a uitat tradiția moldovenească. Nu că nu făcea nimic, o cană de apă nu dădea de la cel care îi face casa lui. Stătea și uita cum îi face lui casa. Deci el credea că lui cineva trebuie să-i facă casă. Și acum, care e problema noastră numărul 1? Problema noastră cea mai mare este că statul îi ajută. Nu că n-ar trebui să ajute. Uitați-vă, există asigurarea locuințelor. În Moldova ea a fost obligatorie doar pe timpul Uniunii Sovietice. Deci tu erai obligat să-ți asiguri locuința. După aceasta noi am anulat acest lucru. Absolut nimeni nu își asigură locuința. Acum, eu vă întreb, cum credeți, din oamenii care au suferit la inundate și au pierdut casa, cât și-au asigurat locuința?
absolut nimic. Te spun, da, și eu sunt nesigur locuința dacă statua să-mi dea înapoi. Și atunci statul, dându-le de fiecare dată apartament, de fapt statul descurajează asigurarea. În Statele Unite, dacă vă uitați, acolo toate locuințele sunt asigurate. Eu când îmi spunea un prieten că el a fost nevoit să evacueze și am întrebat de ce te-ai evacuat. Că din cauza când se anunță evacuarea, dacă eu nu am plecat din casă, nu m-am evacuat și se întâmplă ceva casa mea, nu cu mine, casa mea. Eu nu primesc despăgubiri. Deci compania îmi spune, băi, pleca de acolo, că eu răspund de tine numai în condiția că tu ești normal, ai făcut aici tot autoritățile. Acolo companiile plătesc. Noi nu avem lucrul acesta, am discutat câțiva ani de zile în urmă, da. Că la noi piața este foarte slabă, foarte micuță și chiar dacă am asigurat companii de asigurări n-au bani, că el pe an ar acumula câteva milioane de lei și am pățit în agricultură. Ce trebuie de făcut pentru aceasta? Trebuie să fie asigurate nu toate tipurile de asigurări, dar doar de calamitățile naturale, nu știu, de furt, de incendiu, de un altă. Să fie obligatoriu doar calamitățile naturale, asta e una. Obligatorii. Binevolă, da. Da, binevolă ce vrei, obligatorii, doar calamitățile naturale. 1. 2. Fiindcă statul a cheltuit sute de milioane de lei, statul să spună, băi, pentru categorii de familie, care sunt copii, care sunt la țară, care din zonele de astea, le dăm compensații. De pildă, cu asigurarea costă 200 de lei pe an, noi îți dăm 150 lei, tu plătești 50 lei pe an. Asta e 2. 3. Oricum țara e micuță, de aceea noi trebuie să ne asociem cu vreo 3-4 țări, este așa numitul solidaritate regională. Deci când se creează un fond regional și aici Banca Mondială a spus, băi, oameni buni, când e ceva în Moldova, noi în România, Ungaria și Ucraina, vă uniți voi vreo 5 țări din regiune și creează un fond regional și atunci companiile, când de pildă companiile au strâns vreo 200 de milioane de lei și Doamne ferește, se întâmplă o catastrofă care costă jumătate de miliard, ele nu au banii ăștia, dar aplică la fondul acesta. După aceasta banii încet, încet îi dai înapoi și în felul acesta. Deci, fondul de solidaritate regională, unde sunt vreo 5 țări, fond de compensații care se dă guvernul la oameni săraci și obligativitatea asigurării. Și în felul acesta tu ai rezolvat problema. Și atunci compania de asigurări intră în toate discuțiile acestea și ei rezolvă problema. Dar statul îți primește chelășie de fiecare dată pe capul lui. După ce guvernul dă ajutor, parlamentul creează comisii de anchetă, spade, să vadă și s-a întâmplat, te duci în sat, toată lumea se adună și țipă la tine nemulțumit și spune, băi, ți-o dat și mii de euro pe o casă, da, care ai cumpărat-o de la fiica ta. Corect. Și el e nemulțumit și atunci îți trezești că tu ești nemulțumit, parlamentul anchetă și de primind și tu îți gândești, băi, dar ce am făcut eu? Da. Domnule Mudrea, ce urmează să se întâmple în cazul nostru? Eu cred că în situația dată guvernul a să iei o decizie, pentru că într-adevăr e o situație când să achizi bani, nu știu pentru ce. Există o situație, nu știu, de alternativă, de se oferi case la sol, spre exemplu, sau... Eu cred că în discuții cu autoritățile cele locale, cu guvernul, vor identifica o soluție, pentru că nu poți să achizi prețul apartamentului din Otaș la prețul de apartamentul din Chișinău. Asta deci eu cred că e mare prețul de... Cândva erau, săreau toți și puneau umărul și ajutau. Acum văd că se creează alte situații când cineva încearcă să beneficie de situațiile astea de... Nu știu. Da, iată, în termen de 15 zile, iarăși spunea doamna prim-ministru, se face expertiza și celuilalt bloc. În cazul în care nu corespunde nici acesta tuturor prevederilor, înseamnă că urmează și acești oameni să fie despăgubiți? Nu corespunde din cauza cui. Dacă au fost demolați careva pereți... Și sigur au fost demolați, pozele au ratat că s-au demolat. Au fost demolați din cauza însușa persoane, fără proiect, fără coordonări, fără nimic, atunci e o situație. În cazul când din vechime s-a auzat, e o situație. În cazul când s-au creat condiții pentru că să fie într-o stare variată, este altă situație. Și eu cred că un lucru care trebuie să-l facem noi, în România, fiindcă ei sunt într-o zonă seismică mai gravă, casele de anumită vârstă este în mod obligatoriu să scrie gradul lor de rezistență la seismicitate. Ce înseamnă lucrul acesta? Cum este obligatoriu scrie și gradul lor de eficiență energetică? Din ce cauză? Că atunci când eu ca cumpărător mă duc să cumpăr o casă, notarul este obligat să-mi spună, domnul Ioniță, da, dumneavoastră, știți că procurați o casă cu pericol de prăbușire de gradul 6 din 6? Așa. Și eu trebuie să fiu conștient. Da, eu dau bani pentru o casă care în cazul cutremurului, eu mi-l asum. Dar el, cumpărătorul, este obligat să facă această expertiză. Da.
și notarul este obligat să mă anunțe pe mine, băi, fii atent ce faci tu acum. De la 1 la 6 cel mai grav e 6. Deci 6 adică șansa ei să supraviețuiască e aproape de zero. Deci cred că noi ar trebui să învățăm anumite lucruri de felul acesta. Dar aceste persoane cel mai care au demolat de pereții, oarecum sunt trași la răspundere? Nu. Există o anchetă, există cineva care monitorizează? La noi este interzis, dar exact cum spunea Loșcov, нельзя, но если очень нужно, то можно. Deci la noi exact aceasta avem în Republica Moldova. Din păcate, noi avem o legislație care este excesiv de restrictivă, deci la noi legile de multe ori sunt prerestrictive, dar în schimb poți să nu le execuți. Și atunci nu ne trezim cu situații, cu oameni, uitați-vă, toate apartamentele de Moldova. Mai dați-mi o țară din lume unde se vinde apartamentele așa numită varianta anal. Unde ați mai vrut să duc așa ceva? Toate apartamentele trebuie să fie vândute la chei. Omul trebuie să intre în apartament. La noi se vinde apartamentul și omul începe a forma pereții. Și ce face el, numai Dumnezeu știe. Da. Și lucrul acesta la noi practic e legiferat, toate apartamentele așa se vinde. Deci la noi, în primul rând, trebuie să luptăm aici. Dar cel mai tare în problema dată, mă uit, am avut anul 2008, am avut anul 2012, am avut anul când la Soroca, știți, a fost explozia aceea. 2006, acum, prin 2016 a fost. A fost ceva mai devreme cu... Nu, eu am luat din 2008 încoace. Sau deci, de gans. Noi am avut, deja, da, păi la Soroca cum a fost? Noi Rășcanovca. Am avut la Rășcanovca. Deci noi avem acum vreo 7 cazuri, începând cu anul 2008. Și eu și mă gândesc, băi, oameni buni, de fiecare dată guvernul intervine. Atunci, în 2000, la Rășcanovca, din când înțeleg, și-a intervenit și o firmă privată, intervine guvernul. Da. Dar uitați-vă, întotdeauna intervine guvernul, nu este funcția lui. Când luăm și calculăm cât o cheltuie guvernul în această perioadă, deci banii aceștia trebuie să-i împarți în 10 ani și în fiecare an pur și simplu dai compensații pentru acest lucru și noi, cred că întrebarea care trebuie să o deschidem acum, la modul serios, în privința obligativității asigurării parțiale a caselor. Deci omul binevol poate să asigure ce vrea, dar parțiala casă să fie obligatoriu, că binevol s-a demonstrat că cetățeanul nostru nu-și bate cap. Da. Domnule Mudreac, vreau în cele ce urmează să discutăm despre Comisia Agricultură și Industrie Alimentară. Iată, potrivit datelor pe care ne le-ați oferit, peste 38.000 de hectare de suprafețe agricole au fost afectate de calamități. Da? Unul din sau cel mai afectat raion rămâne a fi Ungheni. Ce se întâmplă cu aceste terenuri și cu cei care le dețin? Dar nu numai terenurile. Vă rog. Noi am colegul Golovatiuc, ne-am deplasat pe data de 3 dimineața la raionul Briceni. Da. Pentru că pe data de 2 după masă au avut loc acele calamități în raionul Briceni, care au afectat vreo 7-8 localități. Chiar ne-am vizitat mai multe localități, prin sate, chiar am vrut să vedem care este situația reală ca urmare a calamităților. Putem să spunem că câteva categorii care au suferit ca urmare a calamităților. Astea sunt persoanele juridice care au avut pierdere undeva în jur de 90% la toate diferite culturi. Asta mă refer la răsărite. E undeva 90-98% pierdere total. În jur de 90% asta pierdere la grâu. Soia, în jur de undeva 95% și porumbul și culturile multianuale, livezele. Livezele au suferit practic și ele, avem copaci smulși din pământ, avem acele mere care au rămas sau alte fructe care au rămas pe copaci, sunt distruse pe copaci. Avem o altă categorie, sunt persoane fizice care au cotele de pământ în câmp, care au suferit tot pe aceleași poziții de produs care le cultivau. Și avem terenurile care lângă casă, care sunt distruse totalmente. O altă categorie, avem imobile, persoanele juridice care sunt distruse și avem casele de locuit a persoanelor fizice. Și da. Instituțiile publice care au suferit. Pentru că în decurs de câteva minute, asta a fost de ceva ieșit din comun. Noi, deplasând la fața locului, evident, pentru data de 3, în afară de cei de la Red Nord, n-am găsit pe nimeni. Administrația publică raională, zero activitate în teritoriu. Și implicare? Zero. Pentru că încercam să discutăm, aveți direcție agricolă, aveți specialiști pe construcții, ieșiți în teritoriu de aici. O plouat, încă este glot pe deal, nu putem să ne deplasăm, scătepiu de acolo vin din câmpuri. Perioada de vară, seara o plouat, dimineața s-a zvântat, okay. Dar oamenii erau într-o
într-o situație disperată, categoric toată, era nevoie ca să implice diferite structuri. Acele comisii de situație excepțională la nivel raional, cu atât mai mult am discutat cu cei de la raion care trebuia să invite din diferite, din alte raioane, ajutor prin intermediul guvernului, comisiei stării excepționale raionale, asta republicană, ca să vină cu un suport, pentru că într-adevăr era o situație ieșită din comun. Ceea ce s-a întâmplat, noi am încercat să aflăm deja miercuri în cadrul ziua de ieri, miercuri în comisie, acele rapoarte a Ministerului Agriculturii și a Serviciului Antigrindină. Unii dumneavoastră, acei de la Antigrindină, au venit cu niște fotografii cum veneau în ore și unii plecau în ore și a cui el era, ba de Ucraina, ba a venit din România. Situații, n-am înțeles nimic. Nimeni. Domnul Drag, referitor, iată, la cei de la Antigrindină, bugetul serviciului Antigrindină pentru 2019 este de 102 milioane de lei. Și asta este contribuția statului, da, ca să nu pățăm de asta. Da, 40 de milioane au fost direcționate la procurarea rachetelor Antigrindină. Mai în glumă, mai în serios, domnul Ioniț întreba unde sunt aceste rachete. Dar pentru nu că, în glumă, cel mai serios, da, țin minte fiecare este evaziv. Fac referire aici la ceea ce spunea domnul Onceanu, că fiecare rachetă lansată este cu permisiunea aviației civile. Asta este un impediment? Cum trebuie privite lucrurile? Este o situație. Atunci când la lansarea rachetei, ca să nu cibă vreun avion sau ceva, ei au nevoie să primească acceptul de a împușca. Noi acum am solicitat Ministerul Agriculturii să facă o anchetă internă de serviciu de ce s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că și noi nu o facem în paralel acea anchetă, pentru că să nu împuști în toată regiunea nicio rachetă, că avionul nu zbura toate în același timp prin toate raioanele, ocolea, prin satele. Da. Să nu împuști nicio rachetă, să n-ai niciun efect de la această situație, pentru că noi achităm 60 de milioane pe an, asta sunt salariile, și 40 de milioane pe an, asta sunt prețul rachetelor. Cum au fost adus rachetele? De ce calitate? Sunt? Nu sunt în stoc? Eu cred că cel puțin cazul dat Comisia Parlamentară, propria Comisia Parlamentară, are drept să inițieze o anchetă, nu la nivel, nu pe hotărâri de Parlament. Deci, fiindcă la noi acum, ca să nu scrieți... Nu sunt comisie creată. Da, nu, o comisie de anchetă în cadrul Comisiei Parlamentare. Comisia decide, alege o persoană, de regulă președintele comisiei, sau poate să fie ales o persoană. Da. Și trebuie depus întrebările exact așa, pe minute. Din ce cauză, cum s-a întâmplat? Că lucrul acesta înseamnă sabotaj. Deci, tu să ai... În țara asta noi dăm 100 de milioane, eu țin minte când am fost în Parlament, în fiecare an. Rachete. Numai despre asta zvoruie. Când și-au zis rachete, dați-ne rachete. Eu nu căs contra, eu din contra consider că statul, dacă dă 100 de milioane de lei, el o dă pentru securitatea. Și cu atât mai mult că se zice atunci, 60% din suprafață este asigurată. Și atunci așa și mă gândesc. Dar trebuia noi oare să dăm astea să le cumpărăm rachete? Dar să nu dăm noi la companii de asigurări 100 de milioane de lei anual pentru asigurarea Antigrindină și companiile de asigurări să încheie ele contractele cu firmele date și nu umblați dumneavoastră comisie de anchetă, dar compania de asigurări să spune în felul următor, ți-am dat bani sau i-ai dat compensație omului sau l-ai băgat la pușcărie și el care nu a făcut acest. Aici este o situație care de urmări. Noi avem situația de urmări foarte interesantă. Rău. Au suferit culturile mare parte multe anuale. Toți o primesc finanțare de la stat, subvenții. Da cum? Subvenții la stat. Cine știe câte zeci de milioane deja noi i-am îngropat și i-am ars acum? Acum care întrebare? Noi avem un lanț întreg de consecințe. Noi avem subvenții care sunt date dintr-o miliard de lei anual. Nu cât au fost în zona de nord, dați vedem 20%. Deci 20-30 milioane minimum s-au dus acolo. Avem o situație. Am pierdut subvențiile investite. Doi, agricultorii au credit în bănci. Ei n-au ce comercializa ca să întoarcă credit la bănci. Ei spus într-o situație. Și trei, agricultorii sunt nevoiți să-ți ducă lucruri până la capăt, în caz contrar, dacă nu respect toate procedurile agricole, la una să aibă bătăi de cap. Pentru că vine invazie de diferiți paraziți, de boli în acest libez. El, ai sau n-ai roadă, tu ești obligat să-ți duci lucruri până la capăt. Și noi atunci spuneași că dăm banii și nu primim nimic în loc. Deci asta e problema. Cum ai dat bani? E o carență, domnul Ioniță, legislativă sau de ce natură? Nu, nu e o carență legislație. Statul
Până când statul consideră că problema antigrindii nu este problema statului, da? Eu sunt de acord că trebuie să fie problema statului, nu putem pune pe agricultori protecția antigrindină, dar m-aș gândi și cei de la Comisia Agricultură să gândească la modul serios cei la CNPP și de pildă să ne gândim, acești 100 de milioane care îi dăm în fiecare an la serviciu antigrindină și o prestăm, noi spunem nu. Îl dăm la companii de asigurări. Statul încheie contract, companii de asigurări spune, noi asigurăm Republica Moldova antigrindină la 3 companii. Și voi, mai departe, cumpărați rachete, semnați contracte, faceți ce vreți. Că, uitați-vă ce se întâmplă. Dacă implici o companie de asigurare, da, care este avantajul în relația cu statul? Că el știe întotdeauna, el calculează. Sau dau la oameni despăgubiri, sau am grijă de rachete. El singur își calculează. Noi avem o situație interesantă, pentru că serviciul antigrindină nu s-a făcut treaba să vede cu ochiul liber. Urmările care trebuie să fie de rigoare, trebuie să fie... Și cine să răspunde pentru asta? Asta ne clarificăm cine trebuie să răspunde asta. Iată numai ungheni, potrivit datelor oficiale, 182 de milioane. E așa? Așa e. Așa e după datele care sunt, pentru că noi avem și acele instituții care trebuie să fie în teritoriu, să facă calcul, dar să nu colectez datele statistice. Noi am avut într-o doi ani în urmă, când au fost în Ghețul de Nord, o instituție ne dă că sunt pierderi de 15.000 de hectare, alții ne dă că sunt de 9.000 de hectare. Deci trebuie și aici de avut o situație de evaluare corectă. Dar noi avem și trei întrebări. Aici este sistemul antigrindină, bine, el este că apără nu numai culturile agricole, el apără și bunurile imobile, casele, da, e o situație. Dar eu cred că statul trebuie să muncească foarte mult în direcția ca agricultorii să-și asigure terenul. Pentru că și asigurarea are câteva categorii. Este asigurare categorie de antigrindină sau calamitate, este asigurare în caz de secetă, este asigurare în caz de dată. Agricultura trebuie să aibă dintre 2, 3, 4, 5 categorii, să aleagă, statul trebuie să îi impună două categorii care cel mai des se întâmplă în Republica Moldova, să se asigure. Dacă da, nu, 50% este puțin, dar să vedem 60%. Nu, eu în cazul, da, dacă noi băgăm 100 de milioane în antigrindină, noi spunem, asigurarea antigrindină este obligatorie, dar noi compensăm 90%. Că noi oricum o plătim 100 de milioane și nu mai dăm 100 de milioane la serviciu antigrindină, dar dăm la companii de asigurări și le spunem, băi, băieți, n-avă 100 de milioane în fiecare an. Nu, statul, mai punem și agricultorii să mai dă un 10, 20, 30 de milioane pentru antigrindină. Da. Și după asta companiile spun, bun, și spun după primul an, vin și spun, oameni buni, scuzați, dacă 100 de milioane, noi nu putem asigura protecția Republicii Moldova integritate. Și care este efectul benefic aici? Că tu ești protejat din ambele părți, tu ești protejat de antigrindină și dacă s-a întâmplat că zboară un avion, nu poți împușca, ce se întâmplă că nu poți, compania spune, stați fără grijă, că noi vă dăm banii înapoi. Da? Deci tu ai protecție două feluri. De la noi dăm banii, rachetele nu împușcă, acum Parlamentul trebuie să facă comisii de anchetă. De, Doamne, să ajungi la anumit rezultat, dar eu cred, domnule deputat... Suma este foarte mare. Domnule deputat, mai avem 2-3 minute în cadrul acestei emisii. Iată, vreau să vă întreb, probabil fiind și în teritoriu, oamenii v-au întrebat, când și cum vom fi despăgubiți? Dar asta e întrebarea firească. De servicii și de firească, pentru că oamenii stau și așteaptă o situație. Eu m-am întâlnit cu oameni care n-au cu ce intra în iarnă. Toate produsele, care, tot ce era în prejurul casă, au fost nimicit. În ce parametri temporari le-ați răspuns că vor fi despăgubiți? Noi avem acum o lună de zile, cred că mâine să avem și o discuție cu guvernul în privitor la situația dată, vine la bugetul la rectificare, să ne gândim cum cu rectificarea bugetului, dar cumva trebuie să intervenim să vedem care este o sumă care este disponibilă pentru a putea fi acoperite aceste pagube. Pentru că nici nu pot să-i lăsăm în voia soarte pe nimeni. Noi avem și instituții de stat care au suferit, publici care au suferit ca urmare. Vedem care este posibilitatea aceia primăriilor locale, să vedem care administrația publică raională, care e posibilitatea guvernului, să vedem care e căutarea surselor, dar ceva trebuie să întreprindem obligatoriu. Nu putem să-i lăsăm în voie. Domnul Ioniță, un minut la dispoziție. Ce trebuie să întreprindă statul? Se găsesc mijloace financiare? Pe termen scurt, din păcate, va trebui să identificăm bani din buget, cum s-a întâmplat în ultimii ani, care nu mai vreau să-l minte vreo 10 ani. Pe termen lung, trebuie să ne gândim la alte mecanisme de intervenție, că din păcate
sistemul actual arată că el e paralizat. Tot anul este. Nu e îngheță, e grindă. Sunt practic 30 de zile pe an, cu risc enorm. Nu există grindă, nu există rachete în secolul 21. În secolul 21 nu există secetă, dar există sisteme de irigare. O țară unică în lume, între două râuri. Dați-mi o țară care se află între două râuri și are secetă în fiecare an. Băi, oameni buni, asta e catastrofă. Noi suntem cu 1 miliard, în țara agrară, cu 1 miliard de lei subvenționare și una din cei mai mari importatoare de produse alimentare în regiune. Eu pe această notă trebuie să pun punct ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru informațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de colegii noștri.